Încă un protest desfășurat astăzi în fața prefecturii din Mehedinți. Severinenii au ieșit în stradă încă o dată pentru faptul că drepturile nu le sunt respectate. Pentru dreptul la sănătate în primul rând, fiind îngrijorați de stadiul în care a ajuns sistemul medical. Pacienții mor arși de vii după incendii izbucnite tot mai des în unitățile medicale din țară. În acest caz, pentru a-și apăra drepturile, cetățenilor le-a mai rămas doar desfășurarea protestelor, sperând ca cei de la conducere să renunțe la funcțiile pe care le dețin. Onoare și fii român adevărat, chiar dacă doare cel mai tare. Nici tu, nici eu nu suntem fii de senator sau deputat. Suntem fii ei bravilor soldați care ne-au zis luptați voi. De ce vă lăsați dacă sunteți... Severinenii ies în stradă pentru pacienții arși de vii în instituțiile care ar trebui să le asigure îngrijiri medicale. Instituții care, sub conducerea actualului guvern, sunt lipsite de surse de încălzire, pacienții fiind nevoiți să-și aducă de acasă aeroterme. Unde să ne mai tratăm? Se întreabă toți românii dacă în spitale intrăm vii și poate ieșim morți. Protestele sunt în semn de solidaritate pentru oamenii nevinovați care au murit carbonizați în spitale, cerând totodată demisia celor de la conducere pentru dezinteresul total de a lua măsuri. De ce ați ieșit în stradă în această zi? Așa cum am ieșit astăzi, așa am ieșit și ieri, luptăm pentru țara noastră, luptăm pentru poporul nostru și nu mai vrem să mai vedem oameni morți, efectiv, și tot de români omorâți. Vrem acest guvern să pice, guvernul actual, pentru că nu suntem de acord cu el absolut deloc. Cum vi se pare guvernarea aceasta? Guvernarea aceasta este foarte proastă, să zic așa. Sunt mai directă și îmi place să fiu directă pentru că este țara mea. Am ieșit astăzi în stradă pentru a demite guvernul, făcându-se vinovat de ce s-a întâmplat la Balș, ce s-a întâmplat la Piatra Neamț și sperăm să nu se mai întâmple. Cum vi se pare această guvernare? Proastă, proastă. Locuri de muncă nu sunt, tineretul nu găsește de muncă, dacă ești mai în vârstă nu găsești de muncă. Toți angajatorii vor la 4 ore, la 2 ore, nu se mai poate așa. Deci chiar nu se mai poate, trebuie să facem ceva în țara asta. Tineri, am așteptat să se alinieze mai mulți pensionari, pensiile sunt mici, medicamentele sunt foarte scumpe, totul e scump. Guvernul... Din spitale, ce ziceți, doamne? Mor oamenii. Mor oamenii, ce să zic, demiterea și lui Voiculescu, care este fiul de securist. Să plece, că n-a făcut nimic, nimic, nici Voiculescu. Spitalele sunt duse, ele trebuie reconstruite de la zero. De la zero. Da. Ce să zic? De asta sper, în stradă. Sper, da, sper și sper să vină cât mai mulți locuitori din orașul nostru, care da. Sunt nemulțumiți total. Deci este un oraș mort, orașul nostru, care a avut atâtea fabrici, atâtea uzine. S-a închis totul, totul e o ruină. De că hoții trăiesc și toți care mint, mincinoși. Și acum vor să vândă tot, hidroelectrica... Da, da, vor să dea tot. Dar noi vom lăsa cu siguranță. În caz contrar, vom ajunge și la București. E asigur. Se vor alinia mai mulți, mai mulți. Am auzit, mai mulți prieteni. Mulțumim mass media că ne-a informat de protest. O guvernare criminală se spală pe mâini de moartea unor pacienți. Pare că nu reușim să învățăm de la o tragedie la alta. Nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru moartea unor oameni nevinovați. Pentru că suntem indignați de modul în care este tratată sănătatea în România. Acest ministru este total irresponsabil. Asta este opinia mea proprie și dat fiind faptul că nici nu-și dă demisia, e clar că nu are nicio onoare. Așadar, noi protestăm pașnic, dar vrem să arătăm că noi suntem deciși și hotărâți și nu acceptăm păcăleli de genul ăsta. Cam asta este principalul motiv. Pentru că mor oameni și o să mai moară și iarăși se repetă și se repetă. De câțiva ani de zile avem vreo 6 întâmplări dintre astea nefericite. Cât, până când le tolerăm așa și nu facem nimic? Trebuie să facem ceva. Trebuie să urmărim și noi un scop. Acela de a îmbunătăți lucrurile și respectiv să vină oameni profesioniști pe acele posturi, nu diletanți. Zeci de oameni au murit în condiții de nedescris din cauza incompetenței. Oamenii țin proteste pentru tragediile care se tot repetă în spitalele din România și față de guvernul care continuă să mențină în funcții un același sistem prost. Severinenii s-au alăturat protestelor din țară și vor dreptate. Am ieșit în stradă alături de alți severineni, alături de alți români, pentru că sunt nemulțumită de hotărârile pe care le ia guvernul. Nu e posibil
în țara asta noastră pentru care plătim atâtea taxe. Să moară oameni arși în spital. Oamenii ăia merg la spital să se trateze. Acolo puteam fi eu. Putea fi copilul meu, părintele meu, putea fi oricare dintre oamenii care se uită acum la televizor, oricine putea să ardă acolo. Așa că decât să stați în fața televizorului sau pe terasă, ieșiți la protest, că protestul este pentru toată România, nu doar pentru unii oameni. Cum vi se pare această guvernare? Jalnică. Oameni nepregătiți, puși în funcții publice, care nu sunt patrioți. Asta lipsește în ziua de astăzi, patriotismul. Conducătorii noștri nu au patriotism, nu au dragoste de țară. Și atunci cum să le pese de popor? Lipsa de interes a celor de la guvernare va duce la blocarea României în contextul în care sănătatea, dar și învățământul, un alt domeniu uitat, reprezintă viitorul unui popor. Cetățenii cer demisii neîncetat, demisiile celor de la putere, celor care au uitat că de fapt ei sunt în slujba poporului, satisfăcându-le nevoile, ci nu privându-i de drepturile esențiale unei vieți omenești. Cu toții ne întrebăm câți oameni trebuie să mai moară pentru ca întreaga Românie să se trezească.